Oficial, obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică în România, iar cifrele îngrozesc. Unul din trei copii e obez sau supraponderal, iar mii de adulți luptă cu bolile asociate acestei afecțiuni. La nivel mondial, sunt peste un miliard de oameni afectați și e pentru prima dată în istorie când obezitatea este mai răspândită decât subnutriția. Anastasia are 22 de ani și a început să ia în greutate de la 13 ani. A ajuns la 90 de kilograme. Nu mâncam la ore uh, care trebuie, eram tentată să mănânc foarte multe dulciuri, să mănânc foarte mult fast food. A reușit cu greu să slăbească 32 de kilograme. Mă simțeam și bine și vedeam că mai erau persoane în jurul meu care nu îmi ziceau că uh, e ceva greșit cu mine. Nu. Da, într-un fel mă păcăleam. Mariana Glință a fost și ea diagnosticată cu obezitate, a avut 127 de kilograme și a reușit să scape de 24. Am probleme și cu inima, am probleme și cu articulațiile, pentru că permanent țineam un sac de 50 de kilograme cel puțin în spate, pe care îl cărăm veșnic. Excesul e crimă. Specialiștii spun că obezitatea poate duce la peste 240 de complicații. Dintre cele mai importante sunt bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, afectarea articulară, în mod special cancerul, diversele afecțiuni la nivelul tubului digestiv. Autoritățile din România au lansat o campanie de conștientizare, care ar trebui să înceapă încă din copilărie. Am convingerea că anul viitor vom introduce ca și disciplină curriculară educația pentru sănătate la școala primară măcar sau și la gimnaziu și informarea copiilor legat de modul în care trebuie să se alimenteze și să practice activitatea fizică. O treime dintre copiii din România suferă de obezitate sau supraponderabilitate, iar estimările arată că până în anul 2030 vom avea la nivelul țării noastre peste 500 de mii de copii cu probleme de greutate. Numărul persoanelor obeze a crescut alarmant din 1990 și până acum. Astfel, în urmă cu 34 de ani, erau 90 de milioane de obezi la nivel mondial. În 2005, numărul a depășit 400 de milioane, iar acum a ajuns la cifra record de 1 miliard. If you're an adult, choose uh, whole grains, fruit and vegetable, healthy fats and limit sugars. Prefer water to any other drinks. Walk to school, limit screen time and make sure that adequate sleep is given. Organizația Mondială a Sănătății face un apel către fiecare țară pentru a dezvolta rapid programe împotriva obezității afli oriunde ai fi în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.